La această oră, premierul Florin Câțu participă la ședința Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției de la Ciolpani. Acțiunea are loc după ce în raportarea zilnică a fost anunțat un record absolut de pacienți cu COVID internați la ATI, numai puțin de 1531. De altfel, potrivit ultimelor informații, la nivelul întregii țări, la secțiile de terapie intensivă, există doar 6 locuri libere. Gabriela Mihai este acolo și vine cu toate datele. Bun găsit, Gabi, la ce măsuri de ultimă oră putem să ne așteptăm? Găsit. În primul rând vorbim despre o ședință care a început în urmă cu doar câteva minute. A venit aici și premierul României Florin Câțu și discută cu specialiștii despre soluțiile pe care trebuie să le găsească în privința numărului de locuri pe secțiile de terapie intensivă când vorbim despre cazurile de COVID-19. Asta în contextul în care am văzut că astăzi a fost raportat cel mai mare număr de pacienți testați pozitiv pentru COVID-19 care se află internați pe secțiile de terapie intensivă. 1531 de pacienți sunt în stare extrem de gravă. Iar în aceste momente, la nivel național, mai sunt doar 6 locuri libere pe secțiile de terapie intensivă. În capitală nu mai este niciun loc liber pe secțiile de terapie intensivă. Așadar, o situație absolut deosebită, extrem de grea. Autoritățile trebuie să găsească soluții. Vom vedea până la urmă care sunt soluțiile găsite în urma acestei ședințe care are loc în aceste momente la Centrul Național de Coordonare și Cooperare a Intervenției. Vorbim despre o ședință de urgență, având în vedere faptul că situația este una atât de gravă la nivel național. Pe de altă parte, am văzut că premierul Florin Câțu încă în urmă cu o lună le-a cerut autorități. În speță vorbim despre șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, dar și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, să găsească o soluție pentru a face cât mai multe locuri pe secțiile de terapie intensivă, pentru că era o problemă încă de atunci și ne reamintim că toți medicii au tras un semnal de alarmă în privința faptului că sunt foarte mulți pacienți în stare foarte gravă și este nevoie de mai multe locuri pe secțiile de terapie intensivă. Mai mult decât atât, o problemă este și în privința personalului care se ocupă de secțiile de terapie intensivă, acesta fiind supra-solicitat și nefiind foarte mulți medici, nu atât de mulți pe cât ar fi nevoie. Vom vedea care vor fi soluțiile pe care le va anunța premierul Florin Câțu în momentul în care se va termina această ședință de urgență.